Un nou abuz al unui șef de instituție publică din România, o angajată a Direcției Sanitar-Veterinare din Hunedoara, susține că șeful ei le vorbește unor angajați într-un limbaj suburban. Cadrul DSVSA Hunedoara, iar clenciurile cu șeful instituției ar fi apărut în privința unui control pe care angajat ar fi trebuit să-l facă, verificări care se pare că l-ar fi deranjat foarte tare pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Hunedoara, iar discuția este elocventă în privința supărării directorului. Angajata susține că directorul este încurajat și susținut de acoliții săi, iar cei vizați de jigniri și de abuzuri se tem să spună ceva de frică că vor fi sancționați sau dați afară. De partea cealaltă, DSVSA Hunedoara a transmis un comunicat de presă în care prin directorul Laurențiu Josan o acuză pe angajată de posibile infracțiuni, spunând că prin mesajele și înregistrarea publicată de aceasta a manifestat o atitudine denigratoare la adresa instituției și colegilor. Potrivit comunicatului semnat de șeful DSVSA Hunedoara, un audit ar fi arătat că unele acțiuni întreprinse de angajat sunt susceptibile a fi infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.